fiul lui Victor Socaciu, dezvăluiri dureroase de la priveghiul tatălui său. Aș fi vrut să fie mai multă lume. Nimic nu este așa cum se aștepta el. Victoraș, fiul din căsătoria cu Marina Almășan, este extrem de afectat de moartea fulgerătoare a tatălui său. Trupul neînsuflețit al lui Victor Socaciu a fost depus la Palatul Parlamentului. Acolo unde toți cei care vor să aducă un ultim omagiu regretatului artist o poate face în tihnă. Cu toate acestea, puțini sunt cei care s-au arătat cu adevărat întristați de tragedie și au făcut un efort de a veni și a-și lua rămas bun de la acesta. Nedezlipit de coșciugul cu trupul neînsuflețit al lui Victor Socaciu a stat Victoraș, fiul său și al Marinei Almășan. Dezvăluit ce și-ar fi dorit să se întâmple la priveghiul tatălui său. Aș fi vrut să fie mai multă lume, dar cei care au fost au fost cei mai de preț și cei mai apropiați oameni. Asta e tot ce contează. Mama a fost acolo. O mi-a sunat zora mea Iulia, eu eram la munte. Prima persoană pe care am sunat-o a fost mama, a fost și în continuare lângă mine așa cum a fost și până acum, virgulă, a spus fiul lui Victor Socaciu. Marina Almășan a dezvăluit că fiul ei suferă crunt după tatăl său. Vedeta de televiziune spune că Victoraș a fost profund afectat de vestea morții lui Victor Socaciu. Cu atât mai greu a fost cu cât acesta nu a mai apucat să-și vadă tatăl în ultimele clipe de viață, căci nu a știut despre problemele de sănătate cu care se confrunta acesta. Brândușa Simion, actuala soție a regretatului artist, a ținut secret faptul că acesta se infectase cu o bacterie intraspitalicească și că de o lună de zile se afla internat în spital. Victor e trist și luat prin surprindere. Taică-su a stat o lună în spital și copiii nu au știut nimic, nu au fost anunțați. Este nedrept să nu li se spună să poată veni să-l vadă. Femeia e și ea mamă de copii, ar fi trebuit să se gândească la faptul că și copiii au dreptul să-și vadă părintele la despărțire, virgulă, a povestit Marina Almășan. Victoraș și tatăl său nu mai vorbeau de când acesta își refăcuse viața. Cei doi nu erau în relații tocmai bune, asta după ce regretatul artist s-a despărțit de Marina Almășan și s-a însurat cu Brândușa Simion. În pofida acestui lucru, tânărul este vizibil afectat de moartea lui Victor Socaciu și nici nu se pune problema să nu-și conducă tatăl pe ultimul drum. Cât despre prezentatoarea TV, aceasta încă nu a luat o hotărâre în acest sens. E derutat, chiar dacă nu mai țineau legătura, totuși, gândul că ți-ai pierdut unul dintre părinți te afectează. Victor nu mai vorbise cu el de când s-a cuplat cu femeia aceea. Personal, nu știu dacă mă duc la înmormântare, sunt într-o cumpănă. M-am sfătuit cu George. Punct.
Am fost și 16 ani împreună, dar am avut totuși diferențe. Așa urât s-a terminat totul. Victor va merge la înmormântare, a transmis Marina Almășan.